Ok. Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Suntem în jurul unei alte mici cărți mari. Avem bucuria să fim în echipă completă din nou, în echipa completă de la prima dezbatere a zilei de la standul editurii Spandugino, împreună cu domnul Teodor Baconschi, domnul Petre Guran și cu domnul Cazaban. Ne unește în multe feluri, ne unește această carte, Sfârșitul creștinătății, inversiunea normativă și noul timp, Chantal Delsol, o gânditoare extraordinară, o gânditoare spectaculoasă. Intrăm direct în materia cărții, traduse și, cum să spun, ocrotită și cu un eseu minunat de domnul Teodor Baconschi. Intrăm așadar direct în materia cărții și întreb de ce Chantal Delsol, mi-amintesc că traduseseră jumătate din ea când am avut o conversație la telefon, erați entuziasmat de ce ați găsit aici. Domnule Teodor Baconschi, vă rog. Acel microfon, poate. Bună ziua, cu unii ne revedem. N-am mai tradus o carte de un sfert de secol, deci dacă am tradus-o pe asta, chiar mi-a plăcut. Pur și simplu n-am putut să fac altfel. O cunoșteam pe Chantal Delsol din alte cărți, la Anne du Monde și Le Déclin de l'Universel și altele. E o gânditoare care a fost toată viața mare profesor universitar, dar care a devenit un autor filozofic prolific în ultimul deceniu, când a publicat mult și cărți importante care au impus-o în toată Franța și Europa conservatoare, catolică, creștină, ca pe o autoritate care are și cunoștințele și simțămintele, ideile, metodele de expunere a propriilor idei suficient de bine rafinate pentru a nu adăuga o notă inutilă la marea lamentație despre apusul ordinii tradiționale, ci pentru a pregăti inclusiv comunitățile vii de creștini din toată lumea occidentală mai ales la cum pot să se adapteze la, nu atât la o epocă post-creștină, cum se spune, ci la o epocă în care creștinismul nu mai are pretenția de a se încarna politic, adică ia act de faptul că cele 15 secole după Hristos în care Evanghelia guverna statele s-a încheiat și că resuscitarea acestui creștinism politic a mai avut loc, dar doar sub forma corporatismului mai mult sau mai puțin fascizant din Spania lui Franco sau din Portugalia lui Salazar și din alte câteva sisteme. Și el demonstrează că poate că acest mileniu și jumătate de creștinism politic care s-a încarnat în creștinătate, într-o Christianitas, nici nu reprezintă cea mai bună ilustrare a Evangheliei. Se adaugă și ea acelor gânditori de diverse confesiuni care consideră că creștinismul de după Constantin cel Mare, creștinismul oficial, obligatoriu, imperial, prizonier în granițele și instituțiile unui stat, nu e neapărat felul de viață propovăduit de fondatorul
divino-uman al acestei religii revelate. Și că poate că a quelque chose malheur est bon, în sensul că creștinătatea politică nu are viitor și asta ar putea deschide un nou viitor proaspăt, plin de potențial pentru o viață creștină liberă, nu anarhică, nu aneclezială, nu individualistă, dar cel puțin eliberată de, de obsesia de a domina lumea și de a impune legea dragostei, ceea ce, sau civilizația iubirii, ceea ce, bineînțeles, e o contradicție în termen cu care primul Hristos, cel așa cum apare în Evangheliile canonice, nu s-ar fi împăcat. De altfel, Hristos însuși, printre multele interpretări date învățătorilor sale, aceea care spune, care separă ordinea cezarică a lumii de ordinea împărăției nevăzute și spirituale a lui Dumnezeu, e cea mai puternică, una dintre cele mai puternice. Ce ar fi nou în faptul că comunitățile creștine nu mai doresc să cucerească puterea politică și să o exercite și cu prețul Inchiziției, dacă e nevoie, și cu orice alt preț? Deci e un hău de libertate ca responsabilitate personală care se cască după lectura acestei cărți. Ne dăm seama că apologetica eficientă, apărarea valorilor creștine, a tradiției intelectuale spirituale a creștinismului, nu trebuie să treacă prin printr-un nou proiect, un nou vechi proiect de cucerire a puterii politice, așa cum se întâmplă în mediile moderat conservatoare mai puțin, dar în cele mai mult sau mai puțin integriste, fundamentaliste. Ideea de fond este că e anormal ca statul, societatea, Constituția și așa mai departe să nu fie explicit și integral creștine, ceea ce pune în criză însăși posibilitatea coabitării dintre creștinism și democrație. Da, despre asta sigur că vor vorbi prietenii mei mai pe larg. Cu siguranță, poate și dumneavoastră veți reveni. Spuneați de și despre un hău al libertății. E o povară, de fapt, nu? În Est, cum stăm? Cum putem declina sau nu, domnule Petre Guran, ceea ce ne spune aici Chantal Delsol, nu într-un mod pesimist, ci într-un mod foarte lucid, aș aprecia. Da. Dați-mi voi să încep, că aveam un gând și mi-e teamă, un gând bun și mi-e teamă să nu-mi zboare. Un gând bun, vreau să fac un elogiu acestui proiect editorial și faptul că Teodor Baconschi se dedică acestui extraordinar de important efort de a aduce în actualitatea, în atenția publicului, sigur, universitar, intelectual, cititor de asemenea cărți din România, cărți care altfel ar fi scăpat atenție. Deci e un demers aici de sincronizare forțată, de rearuncarea culturii române în apele mari ale istoriei ideilor, care este foarte important, deci de subliniat, cu toată smerenia pe care o presupune, iată, să stai să traduci o carte, să îngrijești o serie, așa cum fac Bogdan și Miruna Tătaru Cazaban, și să aduci unui public, în primul rând, să-l convingi să citească aceste cărți, deși e foarte bucuros că văd că lumea se oprește în fața acestor cărți. Deci e aici un mare șantier care mizează optimist pe dăinuirea culturii române, pe puterea acestei societăți care se exprimă în limba română,
de a rămâne în marele circuit al ideilor și chiar într-o zi poate de a răspunde. În orice caz, mulțumită lui Teodor Baconschi, etiturii Spandugino, Mirunei și lui Bogdan Tătaru Cazaban, suntem forțați să reacționăm la aceste idei. Așa că ăsta era gândul meu, recunoștința mea pentru munca pe care o fac, la rândul meu fiind dintre cei care am fost pus, ia ce citește și uite, acum trec la răspunsul pe care mi l-ați cerut. Adică dacă există vreo Chantal del Sol a spațiului răsăritean, și da, există, suntem în variantă masculină, suntem lângă el, adică dacă avem un autor care să reflecteze asupra acestei crize pe care o pune în evidență Chantal del Sol. El este Teodor Baconschi, dar Teodor Baconschi cu școala, cu grupul de reflexie pe care l-a format, și nu mă refer acum numai la cel de acum 30 de ani de înnoire a bisericii, ci la cel de acum aproximativ 15 ani, când a încercat să formeze o echipă de impact în spațiul public și politic românesc. Mă gândesc la proiectul de atunci al Fundației Creștin-Democrate, care se transformă astăzi într-un proiect de grup, de mișcare de idei, care este prolific. Mai detaliat, este o butadă pe care patriarhul actual la un moment dat a folosit-o, fiind întrebat despre diferențele de calendar, de ce ortodoxii calculează Paștele pe calendarul vechi și în general dacă se poate rezolva problema calendarului. Atunci cu umor a răspuns, nu e de dorit să rezolvăm problema calendarului. În orice caz, cei care urmează calendarul vechi au avantajul că pentru ei sfârșitul lumii va sosi 2 săptămâni mai târziu. De ce amintesc această glumă, acest răspuns care și are, sigur că, profunzimea? Sunt lucruri la care nu trebuie să umbli întotdeauna încercând să reformezi biserica cu orice chip. Și anume că societatea românească, cu reflexul ei conservator, pe care mulți autori, mai ales din exterior, au observat-o, da? Că suntem o societate care este mai atașată de valorile creștine decât altele. Sigur că unii spun că e superficial, că e așa, că e pe dincolo, dar fapt este că există încă un creștinism viu, cu mănăstiri, cu viață liturgică semnificativă, ne face să putem fi pregătiți de asemenea cărți pentru ceea ce vine. Fiindcă, pe de altă parte, ceea ce descrie Chantal del Sol aici, adică punerea, ceea ce descrie, dar și exprimă, asta este interesant la Chantal del Sol, este un om de știință, un filozof, politolog, care a cercetat, deci a studiat istoria creștinismului cu ochii ăștia ai cercetătorului, profesor universitar în Franța și astăzi președinte, chiar mi se pare, la un moment dat sau chiar și acum, al Academiei de Științe Morale și Politice, una din cele 5 academii care formează Institut de France. Și anume că pe lângă această reflexie este și o mărturie pe care o aduce. Ea provine și e important de spus acest lucru, tocmai fiindcă a reușit să învingă până la urmă ceea ce
pare și astăzi încă pentru mulți un handicap, ce te faci când te declari de la început creștin? Păi nu te mai ia nimeni în serios. Și Chantal Delsol, într-un fel, exprimă amărăciunea de a fi trecut prin acest război ideologic. Ea provine dintr-o o familie în care tatăl ei, în mod special, era un conservator catolic care i-a dat și ei o educație. A fost sau este căsătorită cu un, mă rog, fost ministru politician important în UDF, Mion, dar mi-am uitat prenumele, nu, Charles sau Serge, mă rog, nu mai știu, ministru apărării, mi se pare, în guvernele Juppé. Și, deci, a fost dintre cei implicați în încercarea de a, tocmai, de a găsi o soluție, o variantă de compromis între o parte a societății care vrea să rămână conservatoare, care vrea să păstreze valorile creștinismului, și mișcarea asta pe care ea simte că este de neoprit și ne convinge, nu numai în cartea asta, sigur că eu multe trimiteri, este un rezumat sau o concluzie la cercetările și cărțile pe care le-a scris anterior. Cu atât mai folositor, citiți aici și aflați despre mai multe cărți odată dintr-o carte concentrată. Ea exprimă această amărăciune de fapt că creștinismul, așa cum l-a cunoscut ea în copilărie, în familie, are o viață de familie creștinească, cu adevărat, mama a 6 copii. Deci, iată că se poate și profesor universitar și soție de ministru și mamă a 6 copii, ceea ce arată, apropo de acest lucru, că catolicul când e catolic își ia în serios catolicismul, asta e un lucru de admirat, dar unde vreau să ajung este mărturia ei că o apărare a creștinismului, o apologie a creștinismului, așa cum a fost trăit în aceste 15 secole, cum a pomenit, nu mai este posibilă. Și o spune, sunt linii, fraze în care le spune cu durere și cu așa, răbufnește. O supărare și nu e o supărare pe un autor sau altul, ci pe astea 15 secole de creștinism. Și atunci operează, sigur, că această distinție, care are și fundamente sociologice și teologice pentru a fi operată, dar care încă, și asta este deja viz nouă aici în răsărit, trebuie repede operată între creștinism și creștinătate. Între, iarăși, evanghelii și ce au făcut 15 ani de creștinism imperial, 15 secole de creștinism imperial din ele. Deci e o prima distinție care trebuie operată și iată un lucru bun că această carte ne atrage atenția. Aici, uite, eu chiar mă gândeam mai serios, fiindcă Bogdan și cu Miruna sunt fiecare cercetător, cadre universitare, au la rândul lor vocația de a forma studenți și într-o zi doctoranzi sau poate foarte curând doctoranzi. Cartea asta deschide către mai multe teze care trebuie adâncite din perspectivă ortodoxă, răsăriteană. Da? Una este această distinție între creștinătate și creștinism. Alta este individualismul. Da? De ce pornim cu o percepție a unui creștinism individualist care se transformă pe urmă într-un set de valori holiste? Da? Cum împăcăm aceste două tendințe? Și
altă temă importantă, pomenită deja de Teodor Baconski, este inversiunea. Cât de profundă a fost inversiunea inițială? Că și aici depinde la ce nivel citim creștinismul antic. Sigur că există o elită creștină care se exprimă în scris, dar, pe de altă parte, noi aici în Răsărit simțim mult mai clar, nu, când te uiți la călușari, la așa, păgânismul ăla care n-a murit niciodată. Da? Deci, și un păgânism care i-ar fi plăcut lui Paul Barbăneagră, spre exemplu, este unul din autorii pe care îi descrie, din marile figuri pe care le-a descris în micul almanah Teodor Baconski. Foarte frumos portret al lui Paul Barbăneagră, l-am citit așa cu emoție, l-am cunoscut și eu. Și ca să-mi duc gândul până la capăt repede, deci e o carte, aș spune, un must de acum în școli de științe politice, de teologie, care trebuie reflectată și răspunsul pe care eu, e schița schiței, așa am încercat să-l dau aici, trebuie dezvoltat. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! I-ați dat târcoale, cum se spune. Întăresc și eu ideea că sfârșitul creștinătății nu e totuna cu sfârșitul creștinismului și nu e totuna nici cu formula Dumnezeu a murit. Subtitlul foarte puternic, de asemenea, al acestei cărți e Inversiunea normativă și noul timp. Bogdan Tătaru Cazaban, noul timp a sosit sau așteptăm încă 2 săptămâni cel puțin? Aici în Est, vreau să zic. Da, mulțumesc încă o dată. Nu pot să intru... Da. Mulțumesc încă o dată. Aș vrea, întâi de toate, să-mi îngăduiți ca în fața dumneavoastră să mulțumesc nu doar editurii care găzduiește și ne susține cu această colecție, pe care o sperăm cât mai bogată, ci domnului Teodor Baconski, care a tradus, a prefațat, a susținut apariția acestei cărți, a acestei autoare, lui Petre Guran, care a făcut această pledoarie pentru un complement răsăritean la această carte foarte acută. Dacă nu ați răsfoit-o, vă invit să o faceți, poate fi citită repede. E o carte cu opinii foarte clare, cu o tăietură încă o dată foarte ascuțită, uneori surprinzător de ascuțită și, după cum ne mărturiseam înainte cu câteva săptămâni cu Petre Guran, derutantă, parcă ni se pare că exagerează puțin. Dar ne-am revenit și subliniem încă o dată caracterul poate mai provocator pentru contextul nostru decât pentru cel în care a fost scrisă și în care a fost difuzată această carte. Ceea ce a fost extraordinar și vreau să vă spun, ca să vă răspund dacă a venit timpul sau nu, este felul în care a fost organizată deasupra capetelor noastre apariția acestei cărți. De ce? Eu am o viziune providențialistă, o mărturisesc, am spus-o de mai multe ori, o fac și acum. Împreună cu Miruna ne-am gândit să traducem, să introducem, să propunem în această colecție o carte a doamnei Chantal Delsol. Doamna Chantal Delsol este încă o dată o mare profesoară, membra Academiei de Științe Morale și Politice a Franței, președinta acestei academii în 2015, un om care a scris despre principiul subsidiarității, despre problemele de referitoare la puterea politică, la exercitarea acestei puteri, despre democrație, despre autoritate. În fine, un filozof politic și etico-politic foarte important, cum a subliniat și domnul Teodor Baconski. Dar a existat o recomandare din partea unui mare prieten al nostru, care nu este aici, dar îmi face plăcere să-l evoc, Alexandru Gusi, coleg de al Mirunei, de la Facultatea de Științe Politice, și independent de această recomandare, un semnal din partea domnului Teodor Baconski, dezvălui toate lucrurile, pentru că ele cumva ne spun, cred că, mai mult despre necesitatea ca această carte să apară.
un semnal potrivit căruia are cartea, dorește să o traducă și ne întreabă dacă am fi de acord să fie în colecția noastră. Adică lucrurile care, cum să spun, încă o dată se construiau peste capul nostru, într-un fel care, desigur, că ne-a bucurat și ne-a convins încă o dată că această carte și această autoare importantă trebuiau să apară. De asta îi sunt recunoscător. E clar că între temele doamnei Chantal Del Sol și temele domnului Teodor Baconschi există o sintonie extraordinară și nu întâmplător a existat acest impact care a impulsionat traducerea. Ce vreau să mai adaug, răspunzând la întrebarea domnului Cristian Pătrășconiu, care ne stimulează și ne creează cadrul dezbaterii noastre și căruia îi mulțumesc, este următorul lucru. Dincolo de distincția metodologică și de conținut între creștinism și creștinătate, Chantal Del Sol ne pune în fața unei probleme foarte acute pe care cred că mulți dintre noi, mai ales cei care practicăm credința, o avem. Și anume, dacă credința creștină este dependentă de formele istorice în care ea s-a exprimat. O parte dintre cei care cred și într-un anume stil, adică o fac într-un anume fel și au tendința, mie mi se pare naturală, de a reînvia și de a purta cu ei stilul de care sunt atașați. Unii sunt nostalgici după stilul bizantin, în cazul nostru. În cazul occidental sunt nostalgici după alte stiluri vechi. Venirea lor la credință înseamnă pentru ei reactivarea acestor stiluri istorice ale creștinismului. Or, epoca în care noi trăim, și de aceea cred că toți de aici suntem sensibili la problema pe care o tratează Chantal Del Sol, ne pune în fața acestei probleme a faptului că credința creștină este cu putință astăzi de a fi practicată, de a fi transmisă, nu neapărat în originalitatea ei, pentru că sigur că noi nu putem să spunem că reinventăm epoca originară a creștinismului, nici că avem posibilitatea aceasta, ci este posibilă încă o dată, e posibil să fie practicată dacă avem acces la ceea ce a determinat convertirea atunci la creștinism a primilor creștini. Una dintre frazele fundamentale care țin de omul de opinie Chantal Del Sol, pentru că există în Chantal Del Sol un om, un savant, un filozof, dar și un om de opinie. Cartea aceasta îmbină aceste aspecte foarte în filigran. Una dintre frazele fundamentale este următoarea. Epoca dominată de, să spunem, strategiile de promovare, de difuzare, de răspândire a creștinismului care au fost treptat împământenite după Constantin cel Mare, s-a încheiat. S-a încheiat undeva după Renaștere, începutul modernității. Ea consideră că inversiunea modernității a fost undeva în secolul al XVIII-lea. Ei bine, dacă această epocă s-a încheiat, problema credinței se pune în termenii următori. Întâi convertiți-i pe oameni la creștinism și după aceea puneți-vă problema dacă această credință se poate regăsi în reglementări și în diferite zone ale conducerii politice și așa mai departe. Nu puneți invers problema în baza unei tradiții care și-a pierdut vitalitatea în formele ei cunoscute, să spunem, practicate până atunci. Ea o spune foarte limpede, dacă creștinismul mai are un sens, și sigur că pentru cei care cred el are un sens, ea nu declară sfârșitul creștinismului, Doamne ferește, nu poate să facă așa ceva din niciun punct de vedere. Ea spune, dacă creștinismul are un sens, sensul este acela al convertirii, al accesului la acel argument al convertirii care a făcut pe generații, care a făcut generațiile successive, de la origini și până în epoca noastră, să se convertească. Actualitatea creștinismului este pur și simplu, să vă spun așa foarte, foarte limpede, poate mai limpede decât o spune Chantal Del Sol, este relația vie cu cel către care ne convertim. Nu forma în care această convertire a fost trăită de-a lungul secolelor.
și mai ales a fost practicată la scara istoriei. Asta nu înseamnă că noi, și a doua chestiune importantă pe care Chantal Delsol o spune, nu înseamnă că noi, din perspectiva prezentului, trebuie să condamnăm sau să criticăm sau să trecem printr-o sită foarte acută ceea ce s-a petrecut în trecut. Tendința noastră este totuși de a percepe din perspectiva prezentului, cu argumentele de aici, cu sensibilitatea de aici, foarte critic lucruri care s-au petrecut în trecut și care au avut argumentele la epoca respectivă. Evident că în raport cu trecutul, ceea ce e mai indicat este să avem o privire comprehensivă, adică să înțelegem ce s-a petrecut și de ce s-a petrecut. Dar e cu totul altceva să negăm, să spunem, legitimitatea ceea ce s-a petrecut din perspectiva urgențelor pe care noi le avem în epoca noastră. Responsabilitatea noastră, spune Chantal Delsol, ca o creștină practicantă și ca om care se confruntă mai ales cu realitatea unui creștinism occidental pe care îl vede încă o dată cu ochi foarte critic, uneori dezamăgit, cu niște exemple care îi susțin teza, dar care mie mi se pare, dacă îmi drăznesc să spun, sunt exemple, cum să spun, sunt cele mai acute, mai ascuțite exemple. Creștinismul occidental, cred eu, după experiența pe care am avut-o, sunt convins că cei de aici pot să completeze, e un pic mai bogat, mai divers decât reiese din această carte, care e foarte marcată de experiența franceză, în mod clar. E un pic mai bogat. Dacă treci în Italia, treci un alt tip de experiență a catolicismului, în Spania, cu istoriile și așa mai departe, și știți. Prin urmare, ceea ce vreau să spun este că ea ne pune încă o dată în fața unei mari probleme care privește raportarea noastră fundamentală la credință, acum, aici, și cu o luciditate implacabilă și, aș spune, în en fin de compte, seducătoare, ne spune că, de fapt, responsabilitatea noastră nu este de a reînvia timpurile trecute, ci de a avea încredere în capacitatea creștinismului de a crea cultură și civilizație creștină proprie acestei epoci, nu altora. Îmbrățișări tuturor și mulțumiri! Mulțumim, Bogdan Tătaru Cazaban. Ceea ce nu am spus explicit, cred, în cadrul acestei lansări, este că și acest volum, Chantal Delsol, Sfârșitul creștinătății, apare, da, am spus, la editura Spandugino, dar nu am spus aceasta, în aceeași colecție Perpetuo, coordonată de Miruna Tătaru Cazaban și Bogdan Tătaru Cazaban. Un citat de final, două minute numai, dintr-un capitol care se, subcapitol care se intitulează Nu e sigur că Dumnezeu nu a câștigat, ca să plecăm cu puțină speranță. Toate împrejurările evocate mai sus, refuzul radical al modernității în biserică, apoi tentativele de a salva creștinătatea prin fascisme, în fine, ralierea la modernitate în atmosfera unor mustrări de conștiință tipic postmoderne, ne obligă să punem întrebarea, nu cumva sfârșitul creștinătății este mai curând o binefacere decât o catastrofă? Închei citatul, vă rog să mă invidiați pentru acești vorbitori străluciți. Mulțumesc, domnule Teodor Baconschi, mulțumesc, domnule Petre Guran, mulțumesc, domnule Bogdan Tătaru Cazaban. A fost o mare plăcere pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră să fim împreună. Mulțumesc!